Sute de porci dintr-o localitate din Ialomița sunt uciși din cauza pestei porcine africane. Localnicii sunt disperați și spun că au rămas fără principala lor sursă de hrană. Îmbolnăviri au fost confirmate în localitatea Făcăieni în urmă cu aproape două săptămâni. Autoritățile au încercat să izoleze focarele și să sacrifice doar animalele bolnave, însă virusul s-a răspândit foarte repede în tot satul, așa că autoritățile sanitar-veterinare au decis uciderea tuturor porcilor din localitate. Două echipe de medici de la DSV merg pe fiecare stradă și intră în fiecare gospodărie unde există animale care urmează să fie eutanasiate. Localitatea s-a confruntat și anul trecut cu aceeași problemă, atunci însă autoritățile au reușit să țină boala sub control. O posibilă sursă de infectare o reprezintă porcii mistrezi din Balta Ialomiței, satul fiind situat în apropierea acesteia. Am avut peste 40 de focare, care au apărut aproape instantaneu. Ea nu se transmite decât terestru. Încălțămintea care te duci în comună nu trebuie să intri la animale. Curtea de animale unde ți-ai făcut, ai o încălțăminte specială și un dezinfectant care tot timpul trebuie să dezinfectezi încălțămintea. În total vor fi sacrificați peste 900 de porci. Aceștia sunt duși la marginea localității într-un loc special amenajat unde sunt neutralizați. Întreaga suprafață a gospodăriei este apoi dezinfectată. Localnicii sunt disperați, însă înțeleg că nu există altă soluție. Pentru pesta porcină africană nu există tratament. Singura metodă de stopare este uciderea tuturor efectivelor. Proprietarii animalelor sacrificate vor fi despăgubiți de către stat.